Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la întâlnirea noastră săptămânală în care încercăm să consolidăm legăturile cu România din afara granițelor. Invitatul nostru de astăzi este scriitor, traducător și editor. S-a născut în România, la Constanța, a absolvit studii de medicină la București, Paris și New York, unde profesează de altfel în prezent ca medic-oncolog. Nu se consideră însă un medic scriitor și nici viceversa. Tratează cu maximă seriozitate ambele vocații și crede că cea mai importantă legătură între literatură și medicină este faptul că ambele pot fi considerate forme de artă. Îi spun bun venit domnului Paul Doru Mugur, ne onorează prezența dumneavoastră și vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc și pentru că ați acceptat să vorbiți despre activitatea dumneavoastră literară, ceea ce se întâmplă mai rar, o activitate literară care este rezultatul unei pasiuni descoperite încă din copilărie, dacă nu mă înșel. Adolescență, să spunem. În adolescență, un adolescent își caută, să spunem, pasiunile, vocația și la vremea respectivă am început să cânt la chitară, am început să pictez și mi-am dat seama că până la urmă vocația mea nu este nici muzica, nici artele plastice, ci este literatura. Am început să scriu la vârsta de 14 ani, ținând un jurnal și apoi folosind acel jurnal ca și punct de pornire pentru diferite creații literare. Dar care este rolul poeziei în viața dumneavoastră? Poezia este o lamură, cum spunea Blaga. Este creme de la creme, dacă aș folosi acum neologisme. Este cel mai frumos lucru, nu atât din literatură, cât din sufletul uman. Și poezia aparține tuturor vârstelor, poezia menține sufletul tânăr și poezia se află probabil, aș spune, la originea literaturii. Dacă ne uităm la marile creații, la Gilgamesh sau la Iliada sau Odiseea lui Homer, sunt opere poetice. În cazul dumneavoastră, putem spune că, de fapt, poezia a fost prima dragoste? Poezia a fost prima și continuă să fie o dragoste în continuare, deși, la un moment dat, m-am înveșmântat în veșmântul greu al prozii, cum spune poetul Eminescu, da. Și am început să scriu și proză. Însă am menținut contactul cu poezia prin antologiile pe care le-am editat, mai întâi antologii de poezie română în limba engleză, apoi poezii de limba spaniolă în limba română și în final, din nou, acum lucrez la o antologie de limba română în limba engleză. Patru antologii ați editat până acum. Patru antologii sunt publicate pentru a rotunji și a termina aceste proiecte editoriale. Vor mai fi încă două antologii. Una cu poeziile lui Octavio Paz. Este un poet de care efectiv m-am îndrăgostit în tinerețe și vor fi selecții din poezia lui Octavio Paz și în limba română, deci traduceri din spaniolă în limba română și o antologie care mi este foarte apropiată de suflet a tinerilor poeți care au publicat în ultimii 10 ani Natural Born Digitals, se numește antologia și este poezia română contemporană care s-a racordat la poezia lumii și citind această poezie ar putea să vină din oricare dintre alte părți ale lumii. Foarte interesant, dar ce vă motivează să doriți să faceți cunoscută această poezie, poezia românească peste ocean și nu numai? La un moment dat la New York, acum două decade, a fost un fel de brainstorming pentru a vedea ce anume din cultura română poate să treacă dincolo în cultura de limbă engleză. Și la momentul respectiv am identificat două aspecte. Primul rând, poezia. Poezia română și dacă te uiți comparativ cu alte popoare, îți dai seama că poezia română este printre cele mai bune lucruri pe care le fac românii. Toată lumea vorbește, nu, românul s-a născut poet, dar în realitate chiar s-a născut poet și poezia română este de cea mai bună calitate. Spuneați la un moment dat că România are densitatea cea mai mare de poeți talentați din lume, mai credeți lucrul acesta? Absolut, 100% și vorbesc asta absolut în cunoștință de cauză pentru că
Și în calitate de traducător m-am uitat prin foarte multe culturi. În cultura spaniolă, pentru antologia de limbă spaniolă, m-am uitat atât în America Latină cât și în Spania pentru selecția antologiei. Și noi suntem o limbă și o cultură. Acum, a doua Românie, cultura este răspândită și în afara granițelor țării. Însă, din punct de vedere al poeziei, suntem foarte, foarte bine. Și este bine că există persoane care doresc să facă acest lucru cunoscut în lume. Și mi s-a părut foarte frumos ceea ce spuneați apropo de motivația care stă în spatele acestor activități, și anume că la baza oricărei antologii reușite stă iubirea. Da, iubirea de poezie, în primul rând. Și poezia nu este, să spunem, numai un text, ci este legătura directă, ca și muzica, cu sufletul nostru. Revenind la dragostea pentru poezie, trebuie să spunem că ați învățat limba spaniolă pentru a-l citi pe Octavio Paz în original, pe care iată că acum îl traduceți în limba română. Da. Explicați, vă rog. Efectiv, m-a izbit Octavio Paz prin câteva versuri pe care le-am citit cu mai bine de 3 decade în urmă într-o bibliotecă din Paris. Mă uitam la secțiunea de poezie căutându-l pe Borges. Pe vremea respectivă eram foarte atras de poezia lui Borges. Și iată, am dat de poezia lui Octavio Paz, despre care nu știam. Și a fost așa un moment în care am citit acele versuri și mi s-au părut atât de bine scrise și atât de penetrante, când am spus, domnule, acest om fie a luat premiul Nobel, fie o să-l ia. Octavio Paz a luat premiul Nobel pentru literatură în anul 1990. Deci există o poezie de o asemenea intensitate și de o asemenea calitate încât trece absolut în orice limbă, fără niciun fel de granițe lingvistice. Dar cât de mare este provocarea de a rescrie practic aceste poezii prin traduceri, astfel încât ele se poată ajunge într-o formă cât mai apropiată de mesajul original la cititori? Cred că este vorba de un fenomen de rezonanță și este o particularitate, să spun, a unui traducător, rezonanța cu un anumit scriitor. Și la început eram atât de entuziasmat să traduc Octavio Paz și limba spaniolă și limba română sunt limbi foarte înrudite și efectiv traduceam Octavio Paz ca și cum aș cânta, adică mă uitam la textul spaniol și îl traduceam automat în limba română, urmând ritmul din limba spaniolă. Deci a fost pentru mine învățăcel a limbii spaniole un exercițiu foarte util, urmând apoi, ca să revin asupra textului, bineînțeles, să văd dacă nu sunt inadvertențe și evident că erau inadvertențe. Da, foarte, foarte interesant. Vă felicităm și vă mulțumim pentru aceste mărturii. Scrieți mult, dar publicați puțin, spuneați la un moment dat, și nu doar scrieți mult, aș adăuga, scrieți și abordați numeroase genuri. Cât de dificil este? Mă uit la literatură ca la o grădină de bonsai, în care sunt mai mulți pomișori. Și poți să îi uzi, poți să te ocupi pe rând de mai mulți. Respectiv, poți să scrii un poem sau un eseu, apoi poți să scrii o schiță sau o novelă. Bineînțeles, pentru a scrie un roman este mai dificil. Pentru a scrie un roman ai nevoie de timp și un roman se scrie în alt mod decât se scrie o poezie, de exemplu, care poate fi scrisă în câteva minute sau în câteva ore. Și să spun așa, am abordat mai multe stiluri sau mai multe registre, pur și simplu pentru că aveam ceva de spus, fie sub formă de eseu sau fie sub formă de poezie, sunt diferite moduri de exprimare. Dar ce scrieți cel mai des? Cel mai des scriu proză și eseuri. Poezia pe care o scriam până, să zic, la 35 de ani, la un moment dat am transformat această, să zic așa, pasiune pentru poezie în pasiune de a traduce și în ultimul timp nu am mai scris așa de mult poezie cum scriam inițial. Și atunci, cum spuneam, am început să scriu proză și eseuri. Ați debutat în 1999, dacă nu mă înșel, cu volumul Scutul lui Perseu. Da. Scutul lui Perseu este un volum de aforisme. Și
aforisme poți să scrii când ești extrem de tânăr și nu știi nimic? De ce credeți asta? Sau când ai îmbătrânit și ai impresia că știi foarte multe. Am înțeles. Iar în anul 2006 ați lansat volumul de poezie, Ceva ușor. Da. Ulterior, în urma publicării volumului de nuvele, intitulat Psihonautica, ați fost inclus, poate telespectatorii noștri știu, într-un volum dedicat talentelor creative românești și realizat de Institutul Cultural Român de la București. Care este povestea acestui volum despre care se spune că se află la granița dintre literatură, fizică, filozofie, științe cognitive, antropologie, experiment lingvistic? În primul rând, includerea aceasta în volumul colectiv a venit ca o mare surpriză. Cei incluși aveau sub vârsta de 40 de ani. Eu împlineam 40 de ani în luna iunie și volumul a fost publicat în luna mai, deci sunt cel mai bătrân dintre cei incluși în volum. În al doilea rând, Psihonautica este o incursiune, în primul rând, în psihicul uman. În secolul 20, odată cu dezvoltarea internetului, am început cu toții să ne petrecem foarte mult timp în niște lumi virtuale. Și am realizat că, dincolo, să spun, de realitatea din vise sau realitatea din mintea noastră, dincolo de realitatea tangibilă pe care o împărtășim cu toți, există această a treia realitate virtuală. Și m-a interesat să analizez, sub forma mai multor personaje, care este impactul tehnologiei asupra omului. Și personajele sunt diverse, însă toate au în comun. Contemporaneitatea este un viitor imediat. Este o lucrare, mă rog, ar putea fi, să spun, categorisită de cyberpunk, dar este o lucrare, de fapt, adresată viitorului imediat și nu apar niciun fel de roboți sau monstruleți sau alte, să zic așa, creaturi de pe alte planete, ci creaturile ciudate suntem noi. Suntem oamenii. Noi cei adaptați sau modelați, dacă vreți, probabil, de această realitate virtuală. Foarte interesantă mi s-a părut definirea acestui volum ca fiind, în primul rând, o pledoarie pentru restabilirea libertății interioare a omului. În momentul în care intri într-o lume virtuală, de fapt, intri într-un labirint, din care, dacă nu-ți dai seama, nu mai ieși. Și asistăm astăzi cu toții, când mergem la un restaurant, la cupluri care stau față în față și se uită pe telefon. Și lucrul acesta, acum două decade, era abia la început și era foarte vizibil. Acum, devenind practică uzuală a majorității membrilor societății, nu ni se mai pare ceva deosebit. Mai însă, degrabă sunt excepții cei care nu se comportă așa. Exact, exact. Și libertatea vine tocmai din libertatea de a accesa sau a nu accesa internetul, ci, bineînțeles, de a-ți alege ce anume accesezi pe internet când intri în această lume virtuală. Și, să spunem așa, o caricatură a personajului care se află într-un labirint este un quant. Quantul e o meserie contemporană a unui statistician, a unui matematician care face modele matematice pentru investiții, pentru Wall Street, pentru comerț. Ei, și acest quant, când se plictisea, își crease un grup de discuții cu diferite alte reguli ale lui și era total cufundat în acest joc cu sine însuși. Și se găsea într-unul dintre turnurile gemene și în momentul impactului avionului, el era practic total rupt de realitate. Și doar această, să spun așa, extraordinară tragedie îl face să trăiască din nou în lumea reală și să iasă din această lume virtuală. Și bineînțeles că asta este o pledoarie pentru restabilirea, să spun,
a contactului, de fapt, cu realitatea. Sunt foarte multe teme interesante în Psihonautica, volum care a fost considerat o noutate absolută în literatura română. Nu putem să nu vorbim, de exemplu, despre povestirea care rescrie, desigur, în această cheie cyberpunk despre care vorbeați, Luceafărul lui Eminescu, de exemplu. Povestea acestei lucrări este amuzantă. În clasa 11 ni s-a dat la teză Luceafărul și, mă rog, adolescent, știi, cu idei, m-am apucat să prezint Luceafărul din perspectiva fetei de împărat. Profesoara mi-a dat nota 9, însă eram, nu știu... Când suntem adolescenți, credem cu toții că avem dreptate. Evident. Și eram foarte... Probabil avem. Da, uneori avem, altor n-avem. Dar eu eram foarte mândru de această idee de a reinterpreta Luceafărul. Și când am primit nota 9, am spus, doamna profesoară, îmi pare foarte rău, dar eu nu meritam nota 9, meritam nota 10. Și dacă doriți, pot să citesc clasei ca să vedeți că am dreptate. Și am citit această lucrare clasei și profesoara... mi-a spus, domnule, să știi că, într-adevăr, meritai nota 10, dar ești atât de obraznic încât rămâne 9. Da. Așa este că... totuși o recunoaștere, da. a fost o recunoștere. Chiar corect. Așa, cu jumătate de măsură. Da. Ulterior, această poveste a devenit Pitici pe creier, acesta da. Este titlul din volum, o povestire în care fotomodelul Cătălina cheamă proiecția unui Hyperion cibernetic. Cum a fost primită această variantă a poveștii de către generația tânără și nu numai. Cititoarele și cititorii, dar mai ales cititoarele, s-au distrat copios și am găsit la un moment dat pe un blog o cititoare scriind despre novela aceasta pe care a descoperit-o întâmplător. Numai, să zic așa, lucruri admirative, pentru că probabil se identifica într-un anumit sens cu personajul feminin. Foarte interesant, poate fi găsită cartea în momentul de față. A fost tradusă și în limba engleză, cartea, dacă nu înșel. Cartea în limba engleză poate fi ușor găsită punând în loc de I-ul din Psihonautica, primul I, punând un Y pe Amazon.com. În limba română însă s-a epuizat tirajul și va trebui să iau legătura din nou cu editura Curtea Veche pentru... a face un nou tiraj. Vă dorim mult succes și invităm pe cei care ne urmăresc să caute aceste povestiri foarte interesante, într-adevăr. Trebuie să spunem și faptul că în anul 2000 ați fondat o revistă culturală electronică intitulată Respiro, revistă la care au colaborat numeroși autori români talentați. Care este povestea publicației? Povestea publicației este o poveste în sine. În facultate am avut un coleg prieten cu care, amândoi fiind pasionați de literatură, am continuat să colaborăm și el se găsește în Statele Unite și el este oncolog și mi-a propus să facem o revistă împreună, care revistă se intitula Nori. Revista Nori a apărut pentru o perioadă debutând împreună cu Respiro. Ideea despre cum se face o revistă a fost foarte diferită și din acest motiv au apărut practic două reviste. Una cu un, să spun, director, editor, șef, revista Nori. Ștefan Băran îl cheamă pe prietenul meu. Și a doua revistă, având un colectiv de redacție, un primum inter pares ca o masă rotundă și neavând un redactor șef, ci... textele erau selecționate prin vot pe un grup de discuții de pe internet. Și deci au fost să spunem așa, două reviste literare culturale care au apărut pe net. În revista Respiro, la un moment dat, am avut 16 redactori pe diferitele secțiuni ale revistei, respectiv poezie, proză, arte vizuale, eseuri și teatru film. Și exista o foarte mare efervescență, un foarte mare interes pentru internet. Erau la începuturi toate discuțiile acestea, chat-urile și așa mai departe. Urmând o altă perioadă care s-a dezvoltat, să spunem, începând cu mijlocul decadei 2010, în care fiecare și-a creat un blog personal. Și atunci, creându-se aceste bloguri personale, interesul pentru o revistă comună a scăzut. Și am scos 22 de numere din această revistă, urmând
poate în continuare să reluăm sub o altă formă colaborările. Însă, într-adevăr, în această revistă au colaborat nume care acum în România sunt foarte cunoscute, cum ar fi, de exemplu, Răzvan Rădulescu, scenaristul filmului Cristi Puiu, și respectiv Cosmin Bumbuț, cu care suntem foarte buni prieteni. Un fotograf de renume mondial, ca să spunem așa. Sigur, și care dezvoltă acum un foarte interesant proiect pentru și despre românii stabiliți în afara granițelor țării. Îi urmărim și noi cu interes și pe el și pe Elena Stancu. Și bineînțeles, scriitorul Bogdan Suceavă, stabilit și el în Statele Unite, cu care da. De fapt am demarat într-un tandem proiectul și... apoi Adina Dabija, care este nu numai scriitoare, dar și jurnalistă și care ne-a ajutat foarte mult cu designul revistei și partea tehnică a revistei. Acesta, să spunem așa, a fost un nucleu inițial, căruia li s-au alăturat mulți alții. Aș spune, de exemplu, Alina Savin, care este, pe lângă scriitoare, și scenografă, se află în prezent în Lyon. De asemenea, colaboratori din Canada. Da, deci am avut... Este am interesant avut, da. Că ați reușit să aduceți împreună da. Autori, jurnaliști, scriitori, fotografi da. Din diverse zone ale lumii și asta nu s-a întâmplat doar în cazul revistei, ci și în cazul antologiilor, îmi imaginez. Da, da. Antologiile sunt rodul colaborării, pentru că este dificil, poate chiar nimic nu este imposibil, dar poate extrem de dificil să faci o antologie de unul singur. Și atunci, în aceeași idee a diviziunii muncii da. Și a time sharing-ului pentru a lucra la proiecte, la fel antologiile au fost făcute prin colaborări. Și cred că astfel se pot face proiecte de anvergură, cum ar fi antologia aceasta a poeziei de limbă spaniolă. Angelica Lambru, care se găsește în Spania, a fost traducătoarea principală și fără Angelica Lambru, proiectul care ajunsese la un moment dat la mai mult de 1000 de pagini nu ar fi existat niciodată, pentru că ajunsese să ne ramificăm mult prea mult și aveam nevoie de un bun cunoscător al limbii spaniole pentru a reduce din traduceri. Când vor fi lansate aceste două... Antologia de poezie spaniolă este deja publicată la Tracus Arte. Poeme din zona de tranzit se numește. Iată. Și se poate găsi pe internet foarte ușor și comanda pe internet. Antologie de poezie hispanică. Mulțumim foarte mult și urmărim proiectele dumneavoastră pentru a afla când vor avea loc și celelalte lansări, dar pentru că ați menționat noțiunea de timp, probabil că mulți dintre telespectatorii noștri se întreabă cum reușiți să le faceți pe toate, știind că aveți o carieră de succes în domeniul medicinei care vă solicită cu siguranță foarte mult. Cum reușiți să le faceți și mai ales cum reușiți să le faceți la fel de temeinic? Mărturiseați însă că vă numărați printre norocoșii care cred sau știu că secretul pentru a nu munci niciodată este să faci totul cu plăcere. Exact despre asta este vorba. Atunci când faci ceva cu plăcere, nu-ți mai pui, să spunem așa, problema limitelor temporale. E interesant că vorbiți despre timp, pentru că în penultimul număr al revistei Respiro, aflat la adresa respiro.org, tema este timpul. Și există o filozofie a timpului în cultura noastră. Mihai Dinu are chiar o lucrare care se numește Cronosofia. De Mihai Dinu mă leagă o foarte lungă prietenie și la începutul acesta al poeziei, el mi-a citit primele creații poetice. Mihai Dinu este o persoană absolut deosebită, fiind tot... un om multitalentat, a fost la un moment dat decanul facultății de jurnalistică, a făcut și litere și teologie, este cu adevărat un homo universalis. Da. Și preocuparea aceasta pentru timp și folosirea judicioasă a timpului
este, după mine, extrem de importantă. Nu ne rămâne decât să vă dorim mult succes și creativitate în continuare, în tot ceea ce faceți. Și nu aș vrea să încheiem acest dialog fără să ne vorbiți și despre felul în care vă raportați la această permanentă conexiune între cele două lumi cărora le aparțineți. Și nu mă gândesc neapărat la medicină și literatură, cât la America și România, unde reveniți în mod constant cu diverse proiecte și nu de azi de ieri, ci de multă vreme. Am plecat din România cu o bursă Tempus în Franța în 1991, deci acum 32 de ani. Atunci când am plecat, m-am considerat că plec la studii. Eminescu plecase la studii în Viena, apoi în Berlin, dar nu a stat decât o perioadă relativ scurtă, adică câțiva ani. Eu am plecat la studii nu pentru câțiva ani, ci pentru câteva decade, însă niciodată nu m-am considerat un emigrant, nici în Franța, nici în Statele Unite ale Americii, ci mi-am păstrat întotdeauna privirea, să spun așa, critică și foarte atentă, ca un vizitator de pe planeta România, în planeta Franța și respectiv planeta America. Și tocmai am discutat despre psionautica. Psionautica este în limba română, scrisă în limba română, și citind cartea ai impresia efectiv cuiva care a spionat cumva cultura aceasta americană și a adus multe impresii în cultura română. Deci nu am, neîncercând să mă integrez și neîncercând să fiu altceva decât sunt, adică român, a fost pentru mine relativ simplu să călătoresc între diferitele culturi și revenind tot timpul în România, în 2019, de exemplu, am fost de 6 ori în România. În momentul de față practic medicina și în România. Mi-am echivalat diplomele și practic și aici medicina. Minunat! Da, deci trebuie să te uiți la cazurile particulare, ca să spun. Adică nu am fost niciodată dezrădăcinat și am știut de unde vin și unde mă întorc. Și vă mulțumim pentru asta, atât în numele cititorilor dumneavoastră, cât și în numele celor care vă trec pragul cabinetului medical. Vă dorim în continuare mult succes și vă mai așteptăm la TVR Internațional. Vă mulțumesc foarte mult! Toate cele bune! Sărbătorim anul acesta 120 de ani de la nașterea compozitorului Nicolae Chirculescu, un muzician complex care a abordat mai toate genurile, de la muzică ușoară și romanță, la jazz, operetă, muzică de teatru și film. Este autorul unor piese simfonice de largă respirație, precum Rapsodia Română numărul 1 pentru pian și orchestră, printre cele mai cunoscute și apreciate. Compoziții ale lui Chirculescu se numără Momentul muzical pentru pian și orchestră, piesa compusă în 1946, pe care televiziunea română o utilizează de mai bine de o jumătate de secol ca generic pentru emisiunea Teleenciclopedia. Celebrarea românească a personalității artistice a maestrului Nicolae Chirculescu a avut loc la sala Arcub de pe Lipscani și a debutat prin dubla lansare a compact-discului de muzică instrumentală și orchestrală pe care Marieta Bratu Palaghia, văduva compozitorului Nicolae Chirculescu și artistă de varieteu rezidentă la Paris, l-a realizat. Sărbătorim anul acesta 120 de ani de la nașterea compozitorului Nicolae Chirculescu, un muzician complex cu studii la Viena și Paris, care s-a lăsat sedus de sonoritățile pianului încă de la vârsta de 3 ani. Deși în perioada interbelică a cochetat cu o carieră juridică, începând cu anul 1940, el se va dedica plenar pasiunii sale de tinerețe, compoziția. Nicolae Chirculescu a abordat toate genurile, de la muzică ușoară, music hall și romanță, la jazz, operetă, muzică de teatru și film. Este autorul unor piese simfonice de largă respirație, precum Rapsodia Română numărul 1 pentru pian și orchestră. Și tot lui îi datorăm nemuritoarele bijuterii muzicale, La căsuța cu zorele, Violete pentru fete, Hei coșar coșar, sau Licurici.
Ionescu, 120 de ani, căci așa se numește proiectul dedicat acestui an de celebrare a personalității artistice a maestrului Nicolae Chirculescu, care în seara aceasta debutează prin dubla lansare a compact-discului pe care Marieta Bratu Calachia, văduva compozitorul Nicolae Chirculescu, l-a realizat cu sprijinul Electrecord. Este un an în care ne dorim să realizăm evenimente, acțiuni care să ducă mai departe memoria acestui compozitor. Printre cele mai cunoscute și apreciate compoziții ale lui Nicolae Chirculescu se numără Momentul muzical pentru pian și orchestră, piesă compusă în 1946, pe care televiziunea română a utilizat-o mai bine de o jumătate de secol ca temă muzicală pentru emisiunea Teleenciclopedia. Un eveniment care vine să marcheze și totodată să celebreze personalitatea artistică a maestrului Nicolae Chirculescu la 120 de ani de la nașterea dumnei sale. Am început acest proiect din dorința de a aduce în atenția publicului personalitatea acelor compozitori care au marcat începutul muzicii ușoare românești. Ne-am dorit însă să aducem mai mult de atât și am început să căutăm mai profund. Am luat legătura cu anticarii Bucureștiului, am căutat în biblioteci și partitură cu partitură am început să formăm astfel un univers sonor al Bucureștiului de altă dată. De aceea am început această cercetare muzicală. De aceea am creat o bibliotecă digitală a muzicii ușoare românești dedicată perioadei interbelice. Din această cercetare muzicală pe care am început-o cu Valentin Albeșteanu pentru perioada interbelică, m-a dus în vara anului trecut la Marieta Bratu Chirculescu. În 2003 am organizat la ambasada română de la Paris, unde locuiesc din 87, centenarul nașterii lui Chirculescu cu muzicienii mei de la scena mobilă de variete Leșnovala, care este, din punct de vedere juridic, o asociație culturală de tip nelucrativ. A fost un spectacol care a avut invitați din România. O seară de neuitat, vă spun lucruri care mi le-a spus doar mie, Nicușo, pentru că cred că e momentul să le spun. Ce mi-a spus el mie? De multe ori, nedumerit așa. Măi, tata, tu de ce crezi că îmi spune mie lumea? A, maestru Nicolae Chirculescu, compozitor de muzică ușoară. Și eu de ce mă ascultam? Că de fapt era o întrebare retorică, nu era nici de cum. O întrebare propriu-zisă și... Deci tu ai răspuns, nu știu, măi, Nicușoară, nu știu, ce vrei să spun de fapt? Uiteți ce vreau să spun. Tu nu știi că eu am compus în toate genuri? Știu, Nicușoară, nu mi-ai făcut și mie Ave Maria aceea. Eu și muzică religioasă făcuse, plus alte genuri pe care toți de aici le știți. Muzică, comedii, reviste, operete. Afară de muzică ușoară, muzică de film, muzică pentru copii radiofonice, piese de teatru radiofonice, momentul muzical, rapsodia română, numai unul, și așa mai departe, jazz, în fine, și pe un pas. Și mă întreabă, zice, tu știți ce că am compus în toate genurile, dar e toată lumea îmi spune compozitor de muzică ușoară. După care continua, departe de mine gândul să fiu mulțumit că sunt recunoscut ca și compozitor de muzică ușoară. Dar ce pe de altă parte e undeva reductor, așa zice, nu ție, nu ți se pare, că nu spune nimeni maestre, marele nostru compozitor de muzică românească. Acest lucru, ce vi-l povestesc, nu l-am spus niciodată nimănui. Îl spun dumneavoastră acum. Cu asta am plecat la Paris. Hai, cosar, cosar.
Și aceasta, bineînțeles, e tocmai opera care a fost plagiată și pentru care am a trebuit să mă bat la tribunal de doamne instanță pe cheiul scenei, dar sunt mulțumită că am ținut promisiunea față de Nicușor, care pe patul de moarte începuse să plângă, urmare faptului că după venirea lui Gabi Mihăilescu, marele impresar, care îi anunțase că piesa aceasta fusese printre altele, n-a fost singura furată, plagiată, și că el se vedea în situația imposibilă chiar de a se scula din pat, începuse să plângă, s-a prăpădit de un cancer, multiplicat la forța nu știu cât. Și eu mi-am întrebat, după toate chinurile care le-a suferit, cum te mai găsea lacrimi, lacrimi care se prelingeau până aici, prin care plângea și îmi spunea, Eta, eu nu mai ajung la Paris ca să-mi recuperez paternitatea. Piesa care definește opera mea, ce am să fac? Și atunci lacrimile acelea răzbun m-au topit. Și dintr-o dată i-am spus, Nicușor, dar eu sunt aici și îți promit solemn, așa cum mă știi, că atunci când îmi iau un angajament, că îmi fac o promisiune, o duc la capăt. Atâta timp cât eu voi fi în viață, îți promit, nu știu dacă am să câștig, dar îți promit că mă voi bate să recuperez paternitatea. La Paris, când am ajuns, am încercat la amiabil să tratez, dar nu s-a putut, deci a trebuit până la urmă să ajung la tribunal și vreau să spun că am reușit să recuperez această paternitate, pledând singură procesul. Să de ajuns cât ai iubit și cât ai suferit. Inima, te beți cu aceleași vechi povești cu care veșnic te-ai mințit. Deci nu mă trăiești, nu înțelegi data vreme dragostea. Iubitorii de artă au fost invitați recent la Palatul Parlamentului la expoziția anuală organizată de Asociația Soleil de l'Est. Pe Simeze au fost expuse lucrările a 80 de pictori care au fost invitați în tabere de creație în Franța și care au participat la peste 170 de expoziții în cele mai prestigioase galerii europene. De aproape 30 de ani, Asociația Soleil de l'Est promovează în Europa pictorii români, cărora le oferă șansa să își prezinte creațiile în fața publicului european. De 30 de ani, Asociația Soleil de l'Est, condusă de Michel Gavaza, promovează în Europa pictorii români contemporani. Artiștii au fost invitați să creeze în ateliere organizate pe Valea Loarei sau în sudul Franței. Expoziția de la București reunește lucrările a 80 de pictori care au fost invitați să lucreze în Franța și să expună în marile galerii europene în perioada 2001-2021.
Scopul expozițiilor organizate atât în România anual, dar și în străinătate, este acela de a populariza arta românească și nu numai, pentru că dânsul a invitat în cadrul asociației și artiști din țările din estul Europei și popularizează atât tinerii artiști, cât și pe artiștii mai în vârstă, artiștii deja consacrați. Și menirea acestor expoziții este de a face cunoscute tendințele actuale din arta plastică românească, atât în țară pentru amatorii de artă români, dar cât mai ales în străinătate. Expoziții fiind organizate în Olanda, în Franța, Italia și multe alte țări din vestul Europei. Prin această acțiune consider că se face o propagandă a artei românești care întotdeauna s-a aflat pe firmamentul artei europene. Și ca atare, noi ne străduim ca lucrările pe care le aducem spre vizionare publicului să fie cât mai reprezentative și de înaltă ținută artistică. Lucrările expuse pe Simeze sunt realizate în țară după întoarcerea de pe meleaguri franceze, sub influența impresiilor și a emoțiilor acumulate pe parcursul participării artiștilor la taberele de creație din Franța. Sunt artiști care au participat fiecare într-un anumit perioadă, într-un anumit an și care periodic își adună lucrările realizate atât în perioada de petrecută în Franța, dar și în liniștea atelierului fiecăruia. Expoziția însumează fel de fel de viziuni artistice care la un moment dat compun o panoramă a artei românești contemporane, cu diversitatea ei caracteristică. Sunt zone de la realismul figurativ până la abstractul cel mai abstract. Ceea ce îi leagă pe acești artiști este această pasiune comună pentru legăturile tradiționale pe care arta românească, începând cu secolul al XIX-lea, a avut-o cu cultura și arta franceză. La vernisajul expoziției au fost lansate și două cărți care cuprind creațiile pictorilor români. Prima, intitulată Pictori români din țară și diaspora expun în beneficiul comunităților românești din Uniunea Europeană, este o carte ce prezintă succint cele 125 de afișe de expoziții organizate de Soleil de l'Est, începând cu anul 1990 în toată Europa, în cele mai prestigioase galerii de artă. Cartea este redactată în română și franceză pentru a fi accesibilă unui public erudit european. A doua carte de artă este Soleil de l'Est în promovarea picturii brașovene, ieri, azi, mâine. Sunt prezentați 32 de artiști valoroși, împărțiți pe 3 grupe de generații. Pentru fiecare artist sunt prezentate date biografice, citate din critica de artă, reproduceri după lucrări și fotografii personale. Albumul este redactat bilingv în română și franceză. Fiecare pictură prezentăm pe 4 capitole: biografie, curriculum vitae, critică de artă, poze după tablouri și poze personale. Deci toate acestea sunt aici. Avem 3 grupe de pictori pe generații, de ieri cei care au plecat, de azi cei cu care colaborăm și de mâine cei tineri cu care probabil vom colabora în viitor. Cartea a fost lansată la Brașov cu mare succes. Publicul brașovean mi-a spus că ei până acum nu au mai văzut o carte cu pictorii din Brașov. Așa o fi. De o viață, Michel Gavaza este susținut și ajutat de soția sa, Mariana. A fost o echipă, am fost și suntem o echipă. Deci, și cu bine și cu rele, dar și pasiunea care ne-a zis totdeauna, acum te oprești, acum continui, acum poți, acum nu poți. Deci ușor n-a fost, dar ce este ușor? Altfel nu poți să faci nimica. Dar este bogat, este foarte bogat, pentru că cunoști foarte multă lume. Am cunoscut puțin timp, deci n-ai timp să le cunoști defectele, numai calitățile. Și rămâi totdeauna cu niște amintiri foarte frumoase de toate persoanele care le-am cunoscut și le cunoaștem. Putem chiar să scriem încă o carte cu toate amintirile care le avem cu ei, cu tot ce ni s-a întâmplat. Nu este numai
ceea ce vedeți, operele care s-au făcut și ce s-au realizat cărțile, în spate este și ceva omenesc, ceva foarte uman, este foarte... cu unii chiar suntem prieteni. Pictorii prezenți în expoziție au colaborat cu Asociația Soleil de l'Est la organizarea unor manifestări culturale de prestigiu, expoziții de pictură, lansări de carte, rezidențe de artiști, întâlniri cu membrii ai comunităților românești din Franța, cu oameni de cultură francezi și români, contacte cu pictori locali și cu organizațiile lor. Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Până la următoarea noastră întâlnire, toate cele bune! La revedere!